Lecții cu prezența fizică a elevilor. Așa a început săptămâna la liceul Ion Luca Caragiale din orașul Orhei. Asta deși în instituția de învățământ au fost înregistrate cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Între timp, în toate instituțiile de învățământ din țară au loc ore online. Avem 8 elevi testați pozitiv și 7 clase în autoizolare. 154 ne-au anunțat părinții că ar avea careva simptome, dar încă nu au un test. Infectări sunt înregistrate și în rândul profesorilor. Avem un profesor testat pozitiv, 3 profesori care sunt cu careva simptome. În celelalte situații am avut 3 clase în autoizolare, de data aceasta sunt cele mai multe. Zinaida Baleanu susține că elevii care au rămas acasă au posibilitatea de a se conecta la ore online. Cei veniți la școală însă poartă mască, respectă distanța fizică și igiena mâinilor, mai spune directoarea adjunctă. Responsabila mai declară că părerile profesorilor despre decizia autorităților de la Orhei sunt împărțite. Noi suntem cei care executăm, noi nu emitem ordine, legi, colucrăm cu părinții și am convenit că elevii care au simptome să nu vină la școală. În fața instituției de învățământ am întâlnit mai mulți părinți care își așteptau copiii să iasă de la ore. Eu nu cred că clasa 1 trebuie să facă online, ei învață să scrie acum. Trebuie să stau acasă, copilul să învățăm să scrie. Dar bani de unde? Gazul s-a scumpit, lumina s-a scumpit, tot s-a scumpit. Online cred că asta nu se studie și nu se face. Ce ține de COVID, nu vă este frică de pandemie, de riscul de a se infecta? Sau... Suntem vaccinați, suntem, ne păzim. Am fost și în alte instituții de învățământ pentru a vedea cum stau la capitolul infectării în rândul elevilor și profesorilor. Am bătut la ușa liceului Aleco Russo. Directoarea însă a refuzat să vorbească. E ocupată, e la dâns agenda, e supraîncărcată. Acum eu spus cum... Da, aveți cazuri de COVID în școală? Acum, mi se pare că au fost înainte de anul, au fost câteva clase, dar acum... Nu, toți sunt la școală, adică sunt câțiva rășeți numai. La liceul Mihail Lomonosov inițial ni s-a spus o versiune. Apoi s-a schimbat macazul. Care nu este, lumea este în concediu. Dar cine este director adjunct? Vrem să vorbim cu cineva din instituție. Nu primim. Venim fără comentarii. Iar după ce am ieșit, ușa a fost încuiată. Cu aceste explicații a venit într-o conferință de presă președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu. Asta după ce Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a decis să adopte propriile reguli, diferite de cea a Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, care presupune ca toți elevii să facă începând de astăzi ore online. Acesta mai spune că din cele 48 de instituții de învățământ din raionul Orhei, în 37 nu se atestă cazuri de COVID-19. Asta deși, conform celor mai recente date oferite de Centrul de Sănătate Publică Orhei, 19 localități din raion sunt sub cod roșu de alertă epidemiologică, inclusiv orașul Orhei. Responsabilii din sănătate au venit și cu o reacție la decizia autorităților locale. Centrul de Sănătate Publică Orhei intervine repetat către Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Orhei pentru a se întruni de urgență și a aproba la nivel teritorial măsurile de sănătate publică vitale în oprirea răspândirii infecției COVID-19. Anterior, guvernul a declarat deciziile anunțate de către Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică din raionul Orhei ca fiind nule, iar derogarea de la deciziile CNSP sunt o încălcare a legii. Între timp, Inspectoratul General de Poliție investigează legalitatea hotărârii Consiliului Raionul Orhei. Responsabilii au solicitat convocarea repetată a Comisiei Teritoriale Orhei, dar și respectarea hotărârii CNSP.